Educatoarea s-a filmat la grădinița de la școala gimnazială Aurel Vlai cu Fetești, în timpul unei ore, la care copiii tăiau fructe în farfurie. La un moment dat se observă când lovește un copil. Micuțul începe să plângă, iar educatoarea, ca să-l calmeze, îi transmite că îi dă cuțitul înapoi. Îți dau cuțitul. Imaginile au stârnit reacții din partea părinților, care sunt revoltați de comportamentul educatoarei. Unii au mers mai departe și au făcut sesizare către autorități. Contactată de reporterii MDI-TV, Steluța Mitre, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Ialomița, a declarat că s-au luat măsuri imediat și că educatoarea care s-a filmat în timp ce lovește copilașul a fost dat afară. S-a întâmplat la grădinița de la școala gimnazială Aurel Vlai cu Fetești, astăzi la 7:45 am fost prezentă la școală împreună cu colega mea, inspector pe învățământ preșcolar. Era și doamna educatoare acolo, prezentă, iar începând de astăzi, doamna Vasile Olca are contractul individual de muncă încetat. Și părinții au... Ne așteptau acolo, bineînțeles, i-am liniștit. De astăzi, doamna educatoare nu mai este la grupa copiilor dumnealor. De vârsta de pensionare, în conformitate cu metodologia de mobilitate a personalului din învățământ, școala, de fapt, prin Consiliul de Administrație, îi prelungise perioada de activitate ca titular, dar dumneai vârsta de pensionare o avea. Dumneaei a recunoscut față de dumneavoastră, față de Consiliu, ce greșeală a făcut sau ce s-a întâmplat? Bineînțeles că nu. Mai mult, inspectoarea susține că toți copiii erau traumatizați în prezența educatoarei. Am întrebat-o, ok, dar de ce copilul a început să plângă în momentul în care dumneavoastră erați lângă el? Deci înseamnă că este un copil speriat, timorat. Și pe de altă parte, dacă ne uităm la imagini, toți copiii sunt foarte traumatizați. Deci un copil care vine la grădiniță trebuie să fie fericit, trebuie să fie bine dispus. Am pus în vedere că am mai avut filmând copiii fără permisiunea părinților. Educatoarea nu va mai putea preda la nicio grădiniță.